Tutorialează să facem un videoclip cu o hartă de Minecraft parkour. Sper să vă placă, dați like și subscribe. Mulțumesc pentru vizionările de acum. Este ca și prețuiesc vizionările și like-urile ca și ochii mei din cap. Sper să vă placă videoclipul. Așa, bun. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Asta cred că e, da, e checkpoint. Deci numai mare. Bun, văd acolo. What? What is that? Ah, mă rog. Dă-mi pisici, oricum pot să merg pe acolo. Așa. Bun. Am citit, zice că numele în Easy Minecraft Parkour Map. Mă, e simplu. O fie simplă, dar eu nu reușesc să fac un amărât de geam de 3 blocuri. Așa. Bun. Checkpoint aici. Nu pot să sar, nu cred că pot să sar. Nu pot. Mama, perfect jump right here. Ok. Mă așteptam, da, barrier-uri, dar puteam să prezic viitorul. Mama mea, deci barrier-uri pe aici, nu mă lasă să merg. Oh my god, dar puteam să jur, mă, vă, deci dacă ziceam pe videoclip, mă credeați că... What? Wait, what? Ah, cred că e cu structure void. Și asta cu barrier. Ah, cred că asta a fost o fază de aia care să-i încurce pe unii care să nu... care să nu îi lase să meargă, gen. Nu cred că se puteau descurca, credeau că sunt barrier-uri pe acolo. Așa, bun, aici văd că mai sunt barrier-uri. Nu pot să trec, man. Nu? Nu pot să cred. Stai că dau kill repede. Altă viață, mărgeți. Altă viață, bărgeți. Mamă! Mamă, dar nu mă așteptam să ce să fie troll fix acolo la structure void-ul vieții cu pressure plate-ul. Mă, mâncați-a și pressure plate-urile de tale. Dar n-am aici barrier-ul, uitați, eu alerg. Ca să sar, poate. Nu, e cu barrier-ul peste tot. Stați, man. Asta e diferență de culoare? A, bună. Bună ziua. Eram sigur că trebuie să mă duc pe margine. Ce... Așa. Da, eram sigur, băjeți. Mă, dar ce funny... Da, cred că e făcut pe harta aia Fun with Fractals. Checkpoint. Așa, cred că e făcut cu harta aia Fun with Fractals. Da, aia, îmi amintesc bug-ul. Îmi amintesc bug-ul că nu te lăsa uneori să-ți pui în unele poziții blocurile dacă îți făceai asta, că cred că vă pot și arăta mai la final. N-am GeForce RTX, văd niște nori ciudați când sunt mine, mă rog, cred că-s făcut cu glas. Bine, nu mă lasă să sun, eram sigur, dar e putea să jur. No. Să vă învăț o șmecherie acum, chestia este că nu poți merge prin trapdoor, dar când îl deschizi și îl închizi peste tine, e ca și un bloc invizibil. Deci, nu pot merge acum, normal, prin el, dar când îl închizi și deschid, pot. Da, era bere, era acolo sus. Bine, acum nu mai pot merge înapoi. Numai dacă îl întorc în cealaltă direcție. Văd aici că e un pod, un ceva. Și acolo e ceva. Care, nu știu, habar n-am ce face. Eram sigur, deci eram sigur. Deci puteam să fiu sigur. Deci uitați-vă aici, pot să vă jur. Pe ce vreți voi aici, ai structure. Voi mai eu stau cu shift acum. Uitați-vă și sus, stânga. Eu stau cu shift, uitați. Gambling. Sar peste și văd dacă e barrier sub unul. Yes. Am sigur, băjeți. Check. Bună. Da, e diagonala de aia cu barrier-uri. Să explorez, bănuiesc că trebuie să găsesc un buton pe undeva.
Ghiciți ce e asta, ce este asta. Deci vă las 10 secunde să vă ghiciți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Asta este o barcă băgată într-un perete și eu trebuie să mă pun în ea și să sar. Vedeți? V-am spus că e barcă. Deci, tu poți să bagi o barcă în pereți și să treci prin pereții, ca și cum ai avea hack-uri. Mamă, dar... Intră, mă, n-o dat acolo, man. Eu dau click, efectiv, în continuu și nu mă lasă. Poate trebuie să sar pe... Aaaa! Nu știu, dar stai că cred că trebuie făcut. Se poate man și pe acolo, da? Eu sunt hacker și mă duc pe aici, pe sus, man, cu barrier-ul pe aici, Doamne, ajută, man. Fu, da, cred că erau două feluri de a face. Cred că te puteai duce cu boat și cu ăla. Stai, că e barrier și aici. Mama, da. Nu mă lasă nimic să fac, nu pe aici treia, stai că-mi dau kill repede. Da, mă spawnează înapoi aici, momentan n-am avut niciun checkpoint. Da, așa, da, deci trebuie momentan să fac cu barca vieții. O să opresc puțin videoclipul, o să încep, bine, nu-l mai opresc, aici e. Pressure plate parkour, cum am făcut și eu pe Creeper Creep. Checkpoint, cred. Deci ar fi, de ce altceva ar fi făcut decât să pună un plus ca să ascundă comment blocul, ca să creadă că e un kill acolo, că trebuie să nu mergi peste. Oh my god, bărci! Ah, da! Trebuie să vii cu bărcile, da, man! Trebuie să te pui în ele rapid. Da, eu mi-am damage. Dacă mă pun în ele. E, dă-le pisici. Merg cu full damage. Așa. Stai, man. Ia pe acolo. A. Văd că e făcută cu barrier-uri, încât să nu mai pot, na, mai pot. Așa, asta e checkpoint, văd că. Yeah, da, eram sigur, man, că pe aici sunt barrier-uri, putem să jur. Bravissimo, this is the end. Bă, mulțumim, fain, fană hartă, da, bun, am zis că vă arată harta, uitați. O știu și eu. Așa, bun. Deci aici e tot felul de chestie, de exemplu, uite, aici sunt instrucțiunile. Mă rog, uite, tu trebuie să construiești pe asta. Eu momentan n-am blocul, numai dacă îmi dau cu div. Da, nu vreau. Trebuie să construiești pe asta ceva și îți va face un obiect în forma în care ai construit. Deci eu, de exemplu, dacă fac un X așa pe tabla asta de șah, să zic, așa, va face în formă de XX-uri. Deci îmi va face în formă de, deci, îmi va face în formă de X mare, mare, mare. În X-uri, ca și cum ar fi un bloc de ăsta, ar fi un X. Și practic se multiplică aceeași item în aceeași formă de item. Nu știu dacă, nu cred că ați înțeles. Aici îi dai generate big fractal, de exemplu, când construiesc eu ceva aici, trebuie să faci fractal mare. Deci n-ai cum să... Mă rog. Așa. Ok. Așa. Și aici e Iris Little Pad. Deci aici e... Asta e Little Pad-ul, cum ar veni, și asta e Big Pad-ul, ăla pe care o construit. Deci, de exemplu, dacă îi dau Iris Big Fractal, se face clear. What the heck? A. Aparent am făcut bărcile să zboare. Stați că încerc să fac aici parcurs.
Câteva bărci cred că au dispărut, că i-am dat, cred că i-am dat, cred că i-au dat la un moment dat de asta, cum îi zice, cred că i-au dat la un moment dat kill entities, că văd că nu-i niciun animal pe aici. Stați, man, că dau puțin pe creative să vă asta fac. Și la un moment dat, cred că erau prea multe, uitați, deci ăsta e un small fractal, cum ar veni. Știți că caut, știu harta și caut, dar ăstea nu sunt fractale, ăstea cred că sunt niște construcții făcute de cine, wow. Wow, deci nu mă așteptam la așa ceva, deci vă dați seama cât de greu, mai ales dacă, de exemplu, dacă era wow. De, ce m-am zis? De, vedeți fractalul ăsta mic, vedeți? Fractalul și-au făcut același lucru, deci vedeți, ăsta e tot același lucru în forma aceea. Deci, cred că au făcut un pătrat mare, mare și i-au dat fractalize. Na, ăla-i. Deci, a, da, aia au făcut. Da. Mama, mamă mia, mamă, dar vă dați seama, mai ales că e cu diferite blocuri, nu e cu aceeași blocă. Dacă ar fi fost cu aceeași blocă în vreo 2 zile, omenești erau gata. Dacă este că cu blocuri diferite și foarte mult, uite, eu cred că mă pot duce, am ceancurile mici ca să am mai multe FPS-uri, dar așa placă video am. Nu mă lasă. Da, gen, ma, uitați-vă și pe jos cât o lucră, mamă, deci genială harta. S-a pus foarte, scuze, s-a pus foarte multă muncă în ea. Uitați-vă cum arată, mamă mia. Nu, pe telefon, eu filmez cu telefonul momentan, o să-mi iau și eu. Vedeți? Încă unul, cred. Da. Imaginați-vă și cercul ăsta cât de greu e de făcut. Vedeți? Castel în forma de castel. Deci aia înseamnă fractal. Da. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut videoclipul. O să mai facem hărți de parcurs. Momentan asta mi-a exportat un prieten de-a meu că nu pot să iau de pe Google. Momentan sunt pe Minecraft Bedrock și nu pot să-mi iau Java. Și atunci mi-a exportat-o, mi-a trimis-o. Deci atunci, de exemplu, când dați, uitați-vă aici. Atunci, de exemplu, când dați, da, așa. Când dați, de exemplu, edit la o nume și dați export, trebuie să puneți aici un nume și vă exportează aici un file, un document de ăsta, în documents, știți? Și atunci, de exemplu, când vreau să dau un import aici, în caz că nu știați asta, de aici este importul, când vreau să dau un import, ăsta e, de exemplu, uite, cum e asta Minecraft Parkour Map. E una făcută de mine. De exemplu, uite, asta e nume, mă pot juca pe ea. Sper că v-a plăcut videoclipul și vom mai face hărți de parcurs. Mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru like-uri și subscribe-uri. La revedere!